Hei, bună! Ce mai faceți? Mă numesc Wojtek, sunt din Polonia și sunt student la filologie română în anul al doilea la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań și astăzi aș vrea să vă citesc poezia O furnică de Tudor Arghezi. Hai să începem! O furnică. O furnică mică-mică, dar înfiptă, va să zică, ieri la prânz mi s-a urcat de pe vișinul uscat pe picioare, pentru căci mi le-a luat drept niște crăci. Mărunțică de făptura, duse harnică la gura, o fărâma de ceva care acasă trebuia așezat în magazie, pentru iarna ce o să vie. Unde te duci așa de grabă, gândul meu mâhnit o întreabă? Încă nu te-ai lămurit că greșești și ai rătăcit? Cu merinda în bucată te-ai suit până-n cravată și mai ai până-n chelie două dealuri și o bârbie. Nu vrei, tată, să-ți arăt cum e drumul îndurat? Să-ți mai pun o întrebare. E aproape de culcare. Unde dormi? Aici, departe. Într-o pagină de carte? Să ajungi virgula târzie într-un op de poezie? Mă gândesc ce-i de făcut, să feresc de neștiut, îngrijat de ce o să zică maica stareță furnică, de o lipsi din furnicar și o așteaptă în zadar.